Bună seara! Bună seara, bună seara, încet, încet, se conectează și fetele. Bună seara, Bună seara! bună seara, Bună seara! Bună seara, Angela! Așteptăm să încălzim un pic acele 2-3 minute până vă conectați toate, pentru că deja colega noastră Natalia a publicat linkul pe canalul de Telegram. Sunteți în diferite colțuri ale lumii și diferită ora va fi pentru fiecare, însă ne ajustăm după programul de lucru, programul de job sau de mămică sau care ar fi activitatea pe care o faceți astăzi la orele 8 sau 7, ora Spaniei, ora unde sunt eu acum, sau 6, ora Portugaliei, Angliei. Bună seara la toată lumea, bună seara, fetele, bună seara. Foarte mă bucur că sunteți aici într-un grup atât de mare. Sper să se alăture mai multe din participantele acestui maraton, să împărtășim cu voi cum au trecut primele experiențe și să vă povestim și noi ceva util astăzi, pentru că să nu treacă timpul în zadar, să ieșiți zilnic cu câte ceva nou și câte un instrument sau informație care vă va fi utilă. Mai ales că după Zoom-ul de astăzi puteți înțelege dacă social media marketing și dacă tot ce vă învățăm noi zi de zi, bucățică cu bucățică, vă poate fi util în activitatea voastră sau în misiunea pe care încă o căutați sau în profesia pe care o aveți și vreți să o monetizați și să o promovați și să o lansați pe online sau în pasiunea pe care o aveți ascunsă și nu știți cum să o lansați pe online sau, la general, vreți să schimbați profesia și să încercați o nouă provocare, așa cum și multe din alte... Multe din alte participante au avut-o în ultimii ani și o să vă aducem câteva cazuri reale și în acest Zoom. Emma, dacă ești aici cu mine, dacă ai pus prezentarea și faci acolo ceva magie în culise, te văd, nu te aud. Sunt aici pe loc, zic bună seara tuturor și ție, Elia. Bună seara, ai lăsat gemănuțele pe mâna celor care vor avea grijă să ne lase o oră jumătate. Da, pentru că într-adevăr să pot să fiu prezentă cu voi și într-adevăr e un Zoom important, e primul, așa că a venit și soacra și mama. Toți le-au luat afară. Da, și ca eu să fiu disponibilă. Și la mine soțul și băiatul cel mare au plecat să facă filmulețe, să monteze videouri, au plecat la treabă cu ea în marsupiul ăsta din față. Și au dus să facă treaba. Am zis că până la 9:30 nu intrați în casă. Eu sunt ocupată. Super. Ora este dedicată pentru mame digitale și pentru toți participanții care sunt aici. Chiar dacă sunt și bărbați, nu am urmărit în canalul de Telegram dacă s-au înscris și bărbați, pentru că nu a fost limitat doar pentru femei. Și numerele sunt ascunse. Noi tot nu avem acces să înțelegem cine și ce număr are și ce sex este masculin sau feminin, în funcție de numele contului pe care și l-a creat în Telegram, poate masca sub nume de femeie și să fie un bărbat. Nu contează, aici suntem toți cei care doresc să învețe și să afle lucruri noi. Adică suntem în trend sau în evoluția acestor ultimi ani care ne depășește cunoștințele pe care le-am acumulat noi 4 ani de zile la facultate sau alții au făcut câte 2 facultăți, 8 ani de zile la facultate și aceste trenduri și tendințe care vin an de an merg cu o viteză mult mai mare decât cea pe care noi am însușit-o și am obținut o diplomă pentru studiile făcute. Respectiv, care vreau să văd aici care sunt orașele, țările din care voi sunteți acum și ne urmăriți și ați accesat
grupul acestui maraton. Haideți un pic să, dacă vreți să spuneți pe scurt în mesaje, dacă nu deschideți microfonul, un minut, cât mai așteptăm fetele, Boston, Chișinău, Moldova, Chișinău, Chișinău, Milano, Brașov, foarte bine, Anișoara, Svetlana, Chișinău, Moldova, Edinburgh, UK, Portugalia, Dublin. Vă mulțumim la toate, din toate colțurile lumii și asta ne bucură foarte mult. Că suntem, astăzi eu văd că a ridicat mânuța. Suntem într-un număr atât de mare. Chișinău, Soroca, Dublin, Chișinău, Chișinău, Moldova, Chișinău, Germania, Valentina, Maryland, Luiza. Foarte, foarte mă bucură să... Cahul, chiar o să-mi iau și o agendă ca să-mi notez. Anastasia, ai vrut ceva să vorbești, că ai ridicat mânuța? Ne transmite ceva salutări din munții Răcoroși. Am greșit, am vrut să spun că sunt din Moldova, Hâncești, dar am greșit și am apăsat mânuța. Nu ai greșit cu nimic, Anastasia. Ai avut curajul să deschizi microfonul și să vorbești, așa ți auzim și vocea. Și te salutăm. Nu plouă pe acolo? Așa. Nu, nu, nu. Chișinău, Chișinău, SUA, Maryland, foarte bine. Și de la 1 la 10, haideți să vă provocăm să spuneți cum este atmosfera și cum sunt sarcinile, cât de ușor, cât de interesante, cât de utile vă sunt în formatul acesta pe Telegram, zi de zi, în așa fel încât fiecare să facă în propriul ritm. Cineva dimineață, cineva seară, cineva la amiază, cât alaptează sau este în pauză sau în metro sau în tren. De la 1 la 10, cât de utile vă sunt primele sarcini care deja au zburat în Telegram aceste zile și au fost sute de etichetări pe Instagram, pe stories-uri, pe profilele voastre, ca să ne arătați că voi sunteți pentru voi, pentru că nu faceți asta pentru noi. Faceți asta pentru creșterea voastră, pentru dezvoltarea voastră și pentru a practica, pentru că asta este practică. Dacă o să mergeți la un job să vă angajați ca specialist de marketing sau propria voastră activitate să o promovați pe online, trebuie să mergeți la cineva să vă învețe să faceți această practică. Practic, o lună de zile sunteți cu practică și cu o diplomă pe final în cazul în care veți face toate sarcinile. 10, 10, 10 și 10.000 avem de la Luiza. Te salutăm, Luiza! Sarcini utile, interesante, mi se pare cam greu, dar îmi place să explicați, că explicați detaliat și fac încercări până mi iese. Pentru mine e greu, dar este foarte interesant. Doamna Valentina, vă provocăm să faceți la început ceea ce reușiți să prindeți și să înțelegeți și să vă oferiți șansa să puneți pe canalul de Telegram temele făcute ca și fetele să învețe de la fiecare comentariu, pentru că fiecare sarcină zi de zi acumulează încă 10, 20, 30, 70 de comentarii și voi învățați de la fiecare comentariu. Și orice zi vreți să vă întoarceți la lecția 1, 2, 3 și 4, deschideți comentariile și acolo vedeți ce au mai făcut fetele, cu ce imaginație, cu ce exemple. Foarte active sunteți la lecția care a făcut-o, a fost plasată pe grup cu coloristica și cu stilul paginii de Instagram. Bravo pentru rezultatele voastre. M-am salutat, foarte valoros provocări, dar un pic efort, apar rezultate. Sigur că da, Victoria. Ema, tu cum ești? Cum ai simțit atmosfera din grup? Văd că fetele aici zic că sunt foarte entuziasmate, 10, 10, 10. Eu nu am nimic cunoștință în acest domeniu, cam greluț, dar încet, încet vă ajung din urmă. Tatiana, orice întrebare ai, pui la comentariul postării respective, aici suntem noi. Ema, Natalia, te ajutăm cu drag la fiecare pas unde te-ai blocat. O avem aici pe colega noastră, cum se chema colega noastră din cursul anterior, Ema, care prin întrebări zi de zi în curs a învățat foarte multe și a scos și stors tot de la tine. Colega care făcea asigurări în București. Iulia, da, Iulia Hacina. Iulia, ești aici cu noi? Că dacă ne auzi, te pomenim de bine. Deci așa exemplu să luați și voi și la fiecare pas, neînțeles, să întrebați. De 10 ori să întrebați ca copiii cei de la grădiniță, dar de ce așa, dar cum așa, dar cum să pun tag, dar cum să pun hashtag, dar cum să fac așa, dar nu mi-e iese. Ca așa o să învățați, doar așa învățați, prin întrebări. Și să nu lăsați să vi se
treacă fără să reușiți și voi, pentru că dacă 30, 50, 40, 70, 100 de fete au reușit, o să reușiți și voi fiecare cu un exercițiu. Cum îl faceți, dar oricum, practicând, veți reuși. Așa, 71. Primele 10 minute au trecut cu discuție și interacțiune. Hai să nu am nimic cunoștință. Așa, dacă mai sunt comentarii, vă rog să le lăsați. Pe final o să avem și o rubrică de întrebări și răspunsuri. Emma, hai să vedem ce informații le aducem astăzi fetelor ca să facem claritate. Și de fapt să vedem dacă este această activitate pentru ele, dacă este această profesie un viitor care îl pot desfășura și dezvolta și ele, dacă este acest instrument social media marketing util pentru activitatea și nivelul la care ele se află acum ca să-și dubleze cifra de venit, ca să-și dubleze vânzările, ca să-și obțină mai mulți clienți din online pentru activitatea, pasiunea sau afacerea lor. Hai să vedem pentru ce au nevoie fetele sau participanții de promovare pe online și mai ales de social media marketing, adică specialistul care are grijă de rețelele sociale, Facebook, Instagram, TikTok și celelalte. Deci, în primul rând, spune. Da, dacă și nu o să vă placă și nu o să fie pentru voi tot ce veți auzi astăzi, sunteți binevenite să părăsiți acest grup și să vă apreciați că am încercat, am văzut, nu este pentru mine, nu pot eu să fac asta, nu vreau să fac asta, mai bine stau la job sau mai bine fac ce fac până acum sau mai bine plătesc și aici sunt 360 de fete care vor învăța să facă asta și fetele îmi vor face în cazul în care sunteți prea aglomerată cu jobul, cu taskurile și cu toată activitatea pe care o aveți. Pentru că aici cu siguranță veți găsi fete specialiști care sunt predispuse să vă presteze servicii la început pentru start de a testa și ulterior de a vă demonstra că se pot face rezultate. În orice situație v-ați afla, aici veți găsi răspunsul. Hai, Emma! Deci, în primul rând, îmi dăduse întrebarea mai devreme că cum mi se pare mie atmosfera și vreau să zic că, sincer, nu m-am așteptat la așa de multe persoane să se alăture și asta e o plăcere mare pentru că chiar informația care voi o primiți nu este o informație simplă sau, sau ceva chestii care, nu știu, adică să ziceți că e gratuit și înseamnă că nu constă în nimic. Deci asta e informație necesară în promovarea afacerilor zi de zi pe online, așa că noi vă dăm informații într-adevăr utile și vedem că vouă asta vă place și cu atât mai mult primim noi plăcerea și avem dorința de a vă mai da alte sarcini sau alte video, văzând că voi ne etichetați pe online, că voi trimiteți temele pentru acasă în chat-uri, așa că vă mulțumesc vouă că sunteți alături de noi. Așa, și dacă să mergem mai departe, deci de ce am optat noi să vă explicăm în acest prim Zoom cine este un social media manager, ce reprezintă, ce sarcini face, pentru că voi acum executați câteva puncte, câteva, cum să zic, sarcini pe care le execută acest specialist. Acest job poate fi făcut de oricine. Important deja de vi se dă vouă sau nu vi se dă. De aia și voi trebuie să testați, pentru că multe persoane au încercat și au dat start chiar foarte bine, din prima lună au avut și clienți, și alte persoane au încercat, au stat o lună, două în acest domeniu, dar au sesizat că nu este pentru ei, din motivul ăsta sau, spre exemplu, și-au lansat propria afacere și și-au luat specialist care să-i facă social media sau și-a căutat, în general, în alt domeniu activitate. Respectiv, dacă să vorbim despre profesia de social media manager, este pentru femeile care doresc să învețe o profesie nouă, pentru că nu contează ce ați activat voi până acum, contează faptul că voi vă doriți o schimbare. Și atunci, dacă vă aprofundați în acest domeniu, în decurs de la cineva timp de jumătate de an, la cineva timp de un an, însușește tot ce are nevoie să știe un SMM și respectiv poate să-i dea startul tare bine.
La fel este o profesie pentru mămicile în concediu de maternitate și doresc să aibă un job, doar că de acasă, de lângă bebe. Respectiv, după cum voi vedeți, în spatele meu sunt rafturile de acasă și sunt o mămică, doi copilași, copilași gemeni, respectiv, toată activitatea mea este de aici. Și dacă vă întrebați cum reușesc, cât stă copilașul, spre exemplu, după ce l-am hrănit, stă pe piept sau stă, nu știu, pe picioare că-l leagă, eu am telefonul în mână și absolut totul eu rezolv din telefon. Și deja când am posibilitate, eu mă apropii de calculator și fac acele task-uri care nu este posibil să le fac din calculator. La fel, același exemplu este Natalia Andronache, care este parte din echipa noastră și are un bebe acasă. Dacă nu greșesc, de 2 anișori? 2, 3? 2 jumate. 2 jumate. Ok, am inimerit. Așa, și la fel, deci încă nu merge la grădiniță, respectiv Natalia trebuie să se împartă în două, atât în activitatea ei care o face pe online și o face extraordinar de bine, că eu mă bucur că face parte din echipa noastră, și este și mamă pentru că reușește și să iasă cu bebe afară, împreună și cu soțul, merge și la părinți, deci absolut totul reușește. Da, eu nu zic că e ușor, iarăși, nu, să nu credeți că e ușor să activați pe online. Totodată, această profesie se potrivește pentru specialiștii din orice domeniu care vor să se promoveze pe sine. O clipă. Vă rog frumos să țineți microfoanele închise pentru că se primește un pic de gălăgie și să nu provocăm deranj celor care ascultă. Așa, deci pentru specialiștii din orice domeniu care vor să se promoveze pe sine și serviciile personale. Asta înseamnă, fie că sunteți un psiholog, un specialist în psihosomatică, un cosmetolog, un meșter de manicură, pedicură, gene, deci absolut orice profesie atât care o aveți, voi oricum trebuie să vă promovați ca să aveți clienți care să vină la voi. Respectiv, e și în plusul vostru să cunoașteți cum să fiți un social media manager, pentru că voi sunteți cu clientul în față, respectiv trebuie să faceți o poză, un video, oamenii așteaptă de la voi content real din cadrul afacerii voastre, dar nu poze preluate de pe internet, așa că trebuie să vă învățați să faceți pozele corect, să filmați videouri care să scoată în evidență acel produs, serviciu pe care îl aveți voi și trebuie să vă învățați să scrieți acele titluri care să atragă atenția din prima ca omul să citească mai departe și deja să montați, să editați tot acest material ca să arate foarte atractiv pentru clienții voștri. Totodată, social media marketing este o profesie pentru brand ambasadori care au nevoie să-și promoveze produsul. Foarte multe participante din cadrul cursurilor noastre sunt brand ambasadori în companii care promovează fie produse pentru sănătate, produse cosmetice sau alte companii, respectiv, iarăși, totul depinde de voi. Voi veți avea acele vânzări în cadrul acestei companii doar dacă voi vă veți promova pe online destul de activ. Pentru că dacă voi, compania dată, v-a dat un spectru larg de produse, da? Voi trebuie fiecare din acest produs să îl afișați, să îl arătați oamenilor, să explicați de ce este atât de bun, de ce să-l cumpere, ce rezolvă, pentru că dacă ați fost la cursurile noastre sau dacă o să veniți, o să vedeți că noi vorbim despre avatarul clientului și faptul că noi trebuie să rezolvăm problema lor. Respectiv, trebuie să vedeți ce beneficii are produsul, serviciul vostru și ce ar rezolva pentru acei clienți. Și trebuie nu să scoateți în evidență că, iată, am produsul top, am produsul cel mai bun. Dar ce face el pentru clienții voștri? Respectiv, dacă sunteți brand ambasador, fie vă luați un social media manager, fie deveniți voi singuri pentru afacerea voastră. Totodată, social media manager este profesia pentru antreprenori care doresc singuri să-și promoveze produsul în online. Sunt, spre exemplu, startup-uri, adică afaceri care abia se lansează, respectiv nu au un buget
care să achite la social media manager. Și deseori noi întâlnim că vin antreprenori și se promovează. Sau sunt antreprenori care au încercat un social media manager al doilea, al treilea și au dat de specialiști nu prea buni, respectiv nu mai au încredere și vor singuri să se promoveze. Și cazuri, deci, sunt diferite, respectiv unde nu te-ai afla, în ce poziție, adică ce post de muncă nu ai avea, oricum ai nevoie să cunoști aceste lucruri. Și dacă tu ești un social media manager sau dacă tu ești un specialist care te promovezi pe tine pe online, atunci poți să obții multe lucruri. În primul rând, devii liber profesionist și liber financiar. De ce zicem noi asta? Pentru că liber profesionist înseamnă că voi sunteți singur stăpân pe jobul vostru, singur vă organizați lucrul, singur vă hotărâți absolut tot. Liber financiar pentru că totul depinde de voi ce venit voi vreți să aveți. Pentru că dacă pentru voi este ok să rămâneți la un 500 de euro, înseamnă că voi asta hotărâți și acolo stați. Dacă voi vă doriți să aveți 1000, 2000 sau mult mai mult, peste 5000 de euro, atunci online-ul vă oferă această posibilitate. Că online-ul este aceeași lume, eu deja așa am început a zice de o perioadă, e aceeași lume, pur și simplu ea este acasă în bucătăria noastră sau deci în zona unde voi sunteți, nu contează. Totodată, voi puteți să obțineți gestionarea timpului după cum vă doriți. Ce înseamnă aceasta? Asta nu înseamnă că voi puteți să vă odihniți mega mult și să nu lucrați și doar o oră pe zi să lucrați. Înseamnă că dacă voi ziua aveți de dus la medic, la o întâlnire cu cineva, la o nuntă, la o zi de naștere, atunci voi mergeți, dar trebuie să vă asumați că sau noaptea, sau a doua zi, voi va trebui să faceți toate cele sarcini care ar trebui să le faceți în această zi. Respectiv, vă gestionați cum doriți, că lucrați în weekend sau că voi lucrați în timpul săptămânii, că lucrați dimineața sau seara. Asta înseamnă, pentru că foarte mulți înțeleg foarte greșit această idee și zic că social media managerul se odihnește, face toată săptămâna ce vrea. Nu este corect. Totodată obțineți libertatea aceasta de a lucra din orice colț al lumii. Chiar cu Lia în 2020, dacă nu greșesc, da? Deci în decembrie noi am plecat în Egipt, respectiv stăteam ambele pe plajă și ambele cu telefonul în mână și noi lucram. Lia are afacerea ei, eu am afacerea mea și în așa mod nu s-a stopat activitatea. Dar a mers în continuu și, spre exemplu, în Irlanda am fost vara trecută, am stat 3 săptămâni și la final de lună eu am cerut salariu de la toate companiile, nimic nu s-a oprit. Așa, următorul punct pe care voi îl obțineți este că faceți ceea ce vă place. Dar aici eu aș comenta în următorul fel, că voi încercați această profesie și dacă vă place, rămâneți. Pentru că, într-adevăr, este o profesie foarte interesantă. Voi faceți cunoștință cu mega mulți oameni, dar depinde și de voi, dacă stați în backstage, în umbră, sau sunteți îndrăzneți și faceți legătură cu oameni. Că iată, spre exemplu, sunteți un social media manager și trebuie să vă ocupați de promovarea afacerii prin colaborări cu influenceri. Nu vă fie rușine să discutați, să vă împrieteniți cu ei și cu atât mai mult vă veți simți mândri de voi, de lista de oameni pe care voi mai apoi o să-i cunoașteți. Pentru că voi aveți și, motiv de a ajunge la ei, că nu aveți pur și simplu ocazia să scrieți în privat, bună, vreau să fac cu tine cunoștință. Dar începeți o colaborare și deja vă faceți cunoștințe pentru parteneriate viitoare sau pentru alte activități pe care puteți să le faceți împreună. Așa că social media, într-adevăr, iată, și eu, și Natalia, și Lia, pur și simplu, nu e social media manager, dar predă această profesie, respectiv, noi toate facem ceea ce ne place. Și totodată câștigați bani lunar. Am trecut euforia și entuziasmul ăsta să fac content și creație pentru atâtea pagini. Pentru că acum lucrez doar pentru pagina mea și una, două pagini pe care tot sunt ale mele și vă las vouă toată
clientela și toți clienții din Moldova și din România și din toate țările să-i faceți, să aveți de muncă. Pentru că eu am făcut asta și deja vreau să dau mai departe și să învăț cât mai multe femei, să fie 100, 200 care fac câte 3, 4, 5 companii. Dar apropo, iată, într-adevăr, eu am fost la cursul Liei încă din 2017 și respectiv, în general, primul meu client din social media mi l-a oferit Lia. Așa că ceea ce zici tu, că oferi toți clienții. Da, și acum îl ai încă, și acum îl ai. Da? E Compodent ăsta primul? Da? Da, nu, mi-ai dat din tâi Mostel și apoi Compodent. Și respectiv, cu Compodent eu sunt deja mai bine de 4-5 ani, dacă nu greșesc. Mostel a fost o perioadă după care am plecat, dar m-am văzut acum la un eveniment și ea cu drag m-a întâlnit și a zis că, wow, tu ai fost prima mea. A evoluat, da? Da, și totodată a zis că eu încă și până la ziua de azi caut așa om ca tine, da. Dar eu, să înțelegi, mă băgam în toate dulapurile, în toate actele, o întrebam, ce să mai facem, de să mai facem, de să alcătuim ceva. Și ei a plăcut că eu eram foarte implicată. Așa că, iarăși, un sfat pentru voi toate care sunteți aici. Dacă vă implicați, implicați-vă cu suflet. Și faptul că voi o să vă dedicați acestui proiect, lucru și mai departe, deci voi o să primiți doar satisfacție de la aceasta și, desigur, că remunerare. O să ajungeți să faceți asta ca din joc. Și atunci când luați această profesie ca un joc, așa cum v-ați jucat aceste 6 zile sau de când noi am început cu prima sarcină, atunci o să o faceți cu plăcere, fără ca să vă ardăți creierile și o să vină toate ideile așa ca o ploaie ușoară pe care nu o să reușiți să le scrieți pe to-do list sau pe alte aplicații toate ideile și toate gândurile și tipurile de postări și textele pe care să le scrieți pentru contul vostru sau pentru afacerii voastre sau pentru afacerile celor care doriți să prestați aceste servicii. Așa că luați tot ca pe un joc. Chiar dacă uneori, aici scria Tatiana, că chiar dacă unii spun că tinerii doar sunt pe internet, păi ceea ce învățăm noi este și pentru generația tânără și pentru generația medie și pentru generația mai în vârstă, însă să știm ce content să alegem, din care să ne inspirăm și care să-l acceptăm pentru a ne crește și a ne dezvolta. Pentru că online-ul și internetul și tot ce este pe Instagram, nu totul este filtrat pentru a crește un specialist de social media manager. Toate restul sunt pentru cei care vor să piardă timpul și vor să fie consumatori. Iar ceea ce este util și ce ne învață și ce ne crește și ce în zi de zi putem să creștem cu un pas mai mult în această profesie, în acest univers de a cunoaște și a înțelege cum să câștigăm bani în acest social media manager, atunci asta ne ajută. Iar restul ce vedeți voi, tonterii, cum le zic eu, prostii sau pierdere de timp și de buze umflate sau nu știu ce mai fac fetele pe Instagram, pe TikTok și pe altele, ca doar să vă ocupe atenția cu poze frumoase, asta nu cred că v-ar ajuta să creșteți. Filtrați! Așa. Ok. Dacă noi să ne aprofundăm încă un pic în social media marketing, atunci vrem să vă explicăm ce reprezintă acest specialist, această persoană. Deci este un specialist universal pentru că el nu doar pregătește postări și stories, pentru că la mulți li se pare că social media managerul face niște texte, poze, stories-uri și atât. Nu. Deci el în general are grijă de promovarea afacerii pe online, de reputația pe care o are această companie pe online și nu se are în vedere doar de Instagram și Facebook, dar dacă este cazul, depinde de domeniul companiei, depinde de unde este audiența lor, deci poate să fie atât pe YouTube, Google, Adnaclasnicii, TikTok și alte canale de rețele de socializare
în actuale pentru această companie. Așa că scopul principal al unui specialist în social media este de a crea o imagine pozitivă pentru clientul său. Managerul social media dezvoltă un plan de promovare, a mărcii în diferite rețele de socializare, crește audiența pentru că aceasta la fel contează, pentru că dacă voi scădeți sau sunteți la același nivel, înseamnă că ceea ce voi plasați pe social media nu este interesant, nu este atractiv și îndepliniți multe alte sarcini care vin pe parcurs, pentru că voi veți vedea că cu cât mai multe cursuri voi o să faceți, cu atât mai multe mai multe idei puteți să-i dați clientului ca să îl promovați. Respectiv, de aia și ziceam că nu este deloc ușor, pentru că în primul rând voi trebuie să pregătiți o strategie pentru acea companie, trebuie să înțelegeți ce este produsul lor și cum trebuie să-l vindeți și cui trebuie să-l vindeți. În așa mod voi veți avea rezultate. Și dacă să luăm exemplu, spre exemplu, ce puteți voi să promovați, să vindeți, voi puteți să fiți social media manager pentru un magazin fizic sau online. Dacă este vorba de un magazin fizic și, spre exemplu, sunteți în același oraș, atunci o dată sau de două ori pe lună puteți să mergeți la acea companie ca să filmați, să pozați. Dacă este un magazin online, atunci voi aveți pozele făcute și le copiați de pe site-ul lor sau de unde ei le au, sau spre exemplu, este magazinul online, dar produsele vi se dă vouă și voi trebuie să le faceți pozele, sau ei fac pozele și vi le transmit vouă și deja voi le montați, le editați și le plasați pe online. Voi puteți să promovați servicii, fie că servicii de social media, servicii de consultanță în juridică, servicii de psihosomatică, psihologie și tot ce poate să fie. Puteți promova instruiri, cursuri, consultații, fiindcă iată, spre exemplu, sunt specialiști care au o informație pe care o predau altor și ei au doar Instagram-ul, nu se promovează corect, dar voi iată, îi promovați mult mai amplu și aveți grijă și de baza de date, voi luați legătură cu clienții care s-au interesat și apoi când e următoarea ediție, voi mai reveniți la cei care s-au interesat, dar nu au cumpărat. Deci aici este deja un lucru nu atât de social media, dar SMM și plus vânzări. Aici e mult mai complex. Totodată voi puteți să promovați sau să vindeți, adică prin live-uri, webinarii online, maratoane. Iată, chiar și noi, spre exemplu, suntem acum într-un maraton. Și totodată companii multinaționale MLM, adică multi-level marketing. În aceste companii, la fel, voi aveți o persoană care v-a adus în această companie, el vă ghidează într-un fel oarecare și vă ajută cu sfaturi că trebuie așa să te promovezi așa, dar și tu ca specialist, dacă vrei să ai mai multe vânzări, la fel ai nevoie de aceste cunoștințe. Așa că orice din aceste lucruri voi le vindeți. Și totodată, dacă noi deja să mergem încă un pic și mai profund, atunci este sarcinile pe care le face un social media manager. Prima, de la ce se începe tot, este analiza publicului țintă și analiza concurenților. Pentru că voi aveți afacerea, ok, aveți acel produs sau serviciu. Voi trebuie să înțelegeți cine sunt oamenii la care voi trebuie să ajungeți, că sunt femei, că sunt bărbați, că ei sunt doar în Republica Moldova sau ei sunt peste hotare. Și voi vă faceți câteva avatare, pentru că pentru avatarul care este gen studenți, voi trebuie să generați un mesaj, o poză, alt video. Pentru avatarul care este mămică, voi aici trebuie să puneți alt fel de content, cu altă durere. Durerile mamelor care nu au timp sau care vor odihnă sau care vor și ele un job online. Deci, iată, despre asta, oricum, cine va veni în cursul de social media din septembrie, va învăța mai detaliat. Eu doar v-am dat exemple ca să înțelegeți. Și după ce faceți aceste prime două etape, adică concurenții și publicul țintă, în baza aceasta, voi deja vă elaborați planul de acțiuni pentru promovare, adică content planul de postări, colaborările care urmează să le faceți, fie că e cu influenceri, cu alte companii,
Voi vă gândiți ce buget să alocați pentru reclamele care vor fi setate și veniți cu o recomandare la compania dată? Pentru că clientul nu știe, el poate să vă zică, păi e ok, pe reclame pe lună vă dau 100 de euro, dar nu se ajunge, depinde și care este scopul. Dacă voi aveți nevoie de un număr mare de clienți la care să ajungeți, atunci cu 100 de euro nici pe Chișinău nu ajungi la un număr mare. Așa că voi iată toate acțiunile trebuie să vi le setați și să le planificați cu deadline-uri. Că iată, asta fac în septembrie, asta fac în decembrie și în așa mod voi știți că mergeți spre creștere. După ce, iată, voi faceți planul de acțiuni, voi trebuie să pregătiți paginile, mai bine zis, pentru ca oamenii să vină la voi în mediul vostru, adică pe pagina voastră de Instagram, de Facebook și așa mai departe. Asta înseamnă că trebuie să faceți setările de bază ca oamenii să vă poată eticheta, ca oamenii să poată să facă repost la postările voastre, la stories-urile voastre, ca oamenii să găsească acel buton de acțiune care este în pagina de Facebook, ca ei să dea click pe contacte în Instagram și imediat să apară numărul de telefon și ei să poată să apeleze, dar nu să fie scris în info din bio și măcar nici nu poți să faci copy la număr. Respectiv, el stă acolo, dar omul trebuie să scrie pe o foaie sau trebuie să scrie în alt telefon acel contact al vostru ca să vă apeleze. Respectiv, iată, sunt nuanțe care trebuie din start să le faceți. Chiar de una zi am văzut o reclamă și ca model, adică l-au luat pe Emilian Crețu. Ok, bine, ați ales așa un personaj, cum să zic, puternic și promova, nu știu ce, imobile sau design, n-am mai atras atenția și când am dat click să văd pagina acestei companii, erau doar, dacă nu greșesc, 9 postări, info din bio nu era, repere nu erau, deci nimic informație clară despre ce reprezintă acea companie. Și iese că tu cheltui buget pentru model că l-ai adus, pentru că el este personalitate în Chișinău cunoscută, tu cheltui pentru specialistul care a filmat, adică pentru videograf, tu cheltui pentru reclama aceasta setată care merge pe online și omul vine pe pagina ta și el nu înțelege cine e, naiba ești tu. Și respectiv el pleacă. Bani cheltuiți în doli, eu așa îi zic. Așa că poate să facă o mică conversie doar pentru cei care au răbdare să aștepte răspunsul la fiecare comentariu sau la fiecare postare sau în direct și acolo dacă răspunde cineva sau dacă vede cineva mesajul, o să primească răspuns. Iar dacă nu, toată munca a fost practic mai mult de jumătate în zadar. Da. Așa că, deci, iată, asta la fel este un moment important. După aia, voi când deja aveți content planul, adică, spre exemplu, 3 postări pe săptămână, înseamnă că voi aveți de făcut textele pentru aceste postări și pozele sau videourile pentru aceste postări. Voi sunteți acea persoană care le pregătește, dar în cazul în care voi nu vă descurcați la scris texte, voi angajați un copywriter și din acel salariu pe care vă îl dă clientul, voi vă împărțiți cu o bucățică, cum să zic, și cu copywriterul. Sau dacă voi nu știți a face poze video, atunci iarăși voi găsiți un content maker, voi înțelegeți ce sumă dorește el și vedeți dacă vă ajunge să dați din salariul vostru și lui și să vă rămână și vouă. Eu la fel, spre exemplu, nu mă descurc eu să fac o poză, cum să zic, să am un produs, spre exemplu, un șampon în mână și să fac o poză frumoasă. Nu îmi duce capul, gen să pun, nu știu, frunzulițe sau nu știu ce mai trebuie acolo ca să iasă o poză wow. Așa că eu am content maker în echipă și o trimit pe ea și ea face acele poze video. Ok, sunt unii social media manageri, dar nu toți, care la fel face și reclamele din business manager. Dar asta deja voi, dacă puteți și dacă vă descurcați la asta, pentru că este un job foarte responsabil, voi cheltuiți banii clientului
Și dacă este vorba de 300 de euro pe lună sau dacă încă și mai mult, atunci trebuie să gândiți foarte bine strategia de reclame. Ce content să alegeți, ce texte să puneți, cu atât mai mult titlu, la ce audiență să setați, cu ce buget zilnic sau total. Aici este o, cum să zic, o altă profesie. Asta este profesia de targetolog. Și dacă voi însușiți profesia de targetolog, atunci când prestați servicii clientului, voi aveți două salarii, și social media și targeting. Și pachetul vostru e mai scump. Aici e mai dreptate. Sunt foarte, foarte multe sub profesii sau sub activități care ar deduce această lume de marketing digital și cea mai importantă începând cu social media și apoi targetolog, designer și toate celelalte. Astea sunt detaliate în curs și vor afla fetele. Acest screenshot este ca o ciuletă sau ca o șpargalcă, cum noi îi spunem. Este ceea ce puteți să vă pregătiți pentru orice activitate de social media manager în colaborare cu diferite afaceri sau parteneri pe care îi veți avea pe parcurs. Puteți să vă faceți screenshot, puteți să vă salvați și puteți să vedeți dacă una din aceste activități vă place mai mult sau mai puțin. Nu sunt obligate să le faceți pe toate, însă inițial va trebui să treceți prin toate. Ulterior vă puteți alătura sau vă puteți lua doar crearea de stories-uri pentru că vă place, sau doar creare de videomateriale și creare de poze ca concept, ca idee, cum a fost lecția de ieri. Lecția de ieri poate fi doar o singură activitate pe care o faceți, doar conceptul, strategia contului pe 3, pe 6 săptămâni, pe o lună înainte, fără ca să faceți toate restul. Deci luați fiecare sarcină aparte și practicați-o în așa fel încât să vedeți care din ele cel mai mult vă place și căreia îi veți dedica mai mult timp. Practic, despre social media se poate vorbi ore în șir și zile în șir, însă noi când o să facem cursul în septembrie și cine veți dori, veți participa și vă veți alătura alături de noi, unde vom face aprofundat și în detaliu fiecare punct. Vom analiza concurenții, veți avea tabele, vom avea excele, vom avea exact cazuri cum se face asta. Vom face exemple de avatar, veți avea PDF-uri pentru avatar, veți avea excele la elaborarea planului, veți avea tabele pentru care sunt setările de bază și un checklist, un document cu câte puncte sunt de efectuat la acest checklist și cu acest checklist veți putea oferi mai departe servicii altor companii doar cu analiza contului și auditul contului de Facebook, Instagram sau altor canale, rețele sociale. Da, Emma, vrei să-mi amintești și telefonul mi-a amintit astăzi în 2016 cum a început istoria acestor cursuri și acestor activități pe care le-am făcut în ultimii 7 ani, pentru că din 2015 practic asta, iar primul nostru workshop, nu știu dacă a fost în 2015 la final de an sau chiar începutul lui 2016, cred că am pus aici cifra 2016 ca să fie, dar primul workshop l-am făcut la inițiativa noastră cu proiectul Angry Business și pentru că Alina, Alex și Olga făceau deja business și toate celelalte teme, eu am propus și alături de Talmazan Dumitru, am organizat un workshop anume despre prezența afacerilor pe online. Primul nostru workshop a fost împreună, după care a fost unul, două împreună organizate prin intermediul Angry Business și după care fiecare s-a separat în funcție de publicul țintă, în funcție de metoda de predare și de abordare și fiecare a făcut și evoluăm frumos paralel. Talmazan Dumitru, colegul, face școala lui și cursuri de social media și predea și face corporative. Eu la fel am conceput proiectul Click Academy, pot să dai și următorul slide. Am conceput proiectul Click Academy și am început să organizez cursuri în 2016. În 2017 cred că a fost unul din cursuri care am prins o poză aici, unde Emma a participat la cursul de Instagram.
apoi la cursul de Facebook for Business, apoi la cursul de video content, apoi marketing strategic și toate edițiile, că eu aveam vreo 4-5 în paleta mea de cursuri și Emma pe toate le-a practicat. Ea la toate se înregistra. Eu și acolo vreau, eu și acolo vreau să vin, eu și acolo. Și am văzut o evoluție frumoasă pe care a avut-o timp de un an, doi, participând la cursuri, dar nu doar participând la cursuri, dar și implementând. Pentru că atunci când am cunoscut-o, ea lucra deja recepționistă la un salon de spa, un salon spa din Chișinău, Vivi Spa, pentru cei care vor să încerce procedurile lor și chiar vor să analizeze pagina de Instagram, pentru că responsabil acolo și cu ochiul mai trage Emma. Fetele au grijă să fie postări, însă vizualul și conceptul, cred că tu, Emma, îl dictezi acolo, corect? Da. Așa, deci tu ai grijă ca acolo să fie content video, poze, stories-uri. După ce am provocat-o într-o zi, zic, dacă tot stai atâtea ore aici la recepție, la măsuța asta de la intrare, de ce nu ai face și niște poze, niște texte, niște videouri? Păi, directoarea nu mă plătește pentru asta, sau avem specialist, avem companie care ne faci, ceva de genul. Zic, păi, să știi că poți să faci bani suplimentar, mai ales că stai și două zile acasă, libere, două la muncă, știi că poți să mai iei câteva companii. Și cred că asta a luat-o ca o provocare și, dar cum se face asta? Hai să încep un curs, hai să văd dacă îmi place. Și așa a început. Uite acolo pe Alina, care tu ai avut primul meu client, Alina, la un seminar care am fost împreună. Și ulterior ea mai era peste tot. Și în evenimentele care le organizam, și în seminarile cu Maria Marian, la fel avea grijă să facă poze, content pentru mici evenimente care erau organizate și avea nevoie de ajutorul ei, Maria sau eu sau alte persoane, sau chiar și-a luat câțiva clienți. Și așa a început. Eu i-am dat 2-3 clienți, Maria Marian 2-3 clienți, ea singurică deja și-a făcut paleta de clienți și cred că asta nu a durat mai mult de jumătate de an sau un an de zile în care tu deja aveai o stabilitate și cele două zile libere pe care nu știu ce făceai în acel timp liber cât era la recepție, dar probabil te odihneai, făceai mâncare, curat, nu știu ce făceai, povestește tu. Eu mă plictiseam în acele două zile libere de la Vivi Spa, de aia și am început să fac social media. Mergeai la unghii, la manicură, la gen, astea de activități de femei care așteptai, cred că cu nerăbdare, două zile să te întorci înapoi la muncă, să vezi oameni, să vezi alte fețe, să comunici, să le discuți, dar ulterior ai încercat să umpli timpul liber cu alte, hai să văd și ce face ăsta, dar hai să văd cum a făcut, dar hai să văd pe Instagram, dar hai o idee, dar hai să facem și noi un video. Și ți-ai încărcat tu propria ta dorință de a afla și de a descoperi mai multe instrumente și mai multe cursuri, programe, persoane, și Talmazan, și Lia, și din Rusia, și din România. Important este să conduceți spre feed-ul sau toate postările care vă vin pe feed, să vină doar speakeri și doar traineri și doar școli care să vă dezvolte. Da? Dezabonați-vă, faceți detox, de unfollow la toți care nu sunt de nivelul pentru care voi vă focusați pe jumătate de an, timp în care să schimbați total tot ce se întâmplă în viața voastră. Iată, cu așa pas trebuie să fie mâine prima oră dimineață. Curățenie, așa cum faceți curățenie în casă, aspirați praful, spălați draperii, măturați covoare și scoateți afară, așa și în contul vostru de Instagram și de Facebook, toate persoanele care până acum cumva le urmăreați din stimă și respect și vă apăreau pe feed pentru că na, dă să mai văd ce face ăla, dă să mai văd ce face ăla, dar acum trebuie să-i puneți pe pauză sau să vă dezabonați. Puteți să vă abonați oricând doriți voi, după jumate de an, după un an de zile, după ce v-ați îndeplinit acel scop de a focusat timpul acesta doar pentru 5, 10, 20, 100 de canale, dar utile. Și doar pe acei să-i urmăriți și să le acordați timp și atenție. Pentru că focusul schimbat cu câteva procente zi de zi sau 5-10 minute zi de zi, să priviți cineva a făcut un tutorial cum se face un video. Un tutorial azi, mâine un alt tutorial, exact cum vă dăm noi voi aici în Telegram,
Așa vă puteți găsi o sumedenie de canale și multe, multe canale o să vă dăm și noi în cursul de, din toamnă. Așa puteți găsi pe Instagram ca să creșteți în fiecare zi. Ce am mai pus acolo, Emma, că mi-am mai amintit zilele astea prin telefon de poze. A, da, și aici este și Natalia. Dacă vrei, pot să continui cu asta și apoi cu Natalia. Da. Hai. A, las-o pe ea mai încolo. Da, așa. În ordinea cronologică este altfel. Au urmat cursuri aici, dacă se vede în poză măruntă, este, sunt colegile care astăzi fac social media, sunt colegile care au început în 2016-17 să facă handmade și astăzi au showroom sau au diferite activități sau cabinet de beauty și frumusețe sau iată, este și Marina care e social media, este și Victoria care e social media, este și Daria Goroșenco care este în Brașov și face propriul brand de cosmetice și avea Ultimate Studio în Chișinău și încă un salon al ei cu epilare cu zahăr și ceară și nu știu care alte produse, însă au fost printre participanții care am avut eu la cursuri în sală. Da, a fost o experiență de 3-4 ani de zile până a ajuns pandemia. Da, au fost fete care, dă-i mai următorul slide. Și băieți și fete, deci veneau și directori de companie și clownela și domnul de la Smile Dent, italianul ăsta care a lansat și a făcut un proiect foarte frumos pentru dantură și Smile Dent este un proiect puternic atât cu filială în Chișinău, cât și cu filială în Iași, însă are rezultate foarte bune pentru străinii care vin în Republica Moldova la dantură. Și multe, multe alte fete. Aici, dacă mi-amintesc de toți care astăzi activează și în nordul Moldovei și în sud și Nadia, care este în Franța și face gene, sprâncene și tatuaje și nu știu ce mai face, Hena și nu știu ce mai face, toate aceste cunoștințe le-au folosit pentru a le practica în afacerilor, în proiectul lor sau în alte colaborări pe care le-au avut. Mai sunt poze, Ema? Mm. Așa, aici deja începi tu. Și da, haideți dacă, prin Natalia, poți să vorbești și dacă după vrei să povestești despre experiența. Eu n-am fost cea care am discutat cu Natalia, dar ea astăzi și-a adus aminte că pe 25 puteți să mă felicitați cu două zile în urmă, că eu am împlinit un an de zile de când am început să discut cu voi. Deci 25 iulie Natalia a împlinit un an de zile de când a fost primul salut. Bună, sunt Natalia și vreau, nu știu dacă pot să facem mai mare acest ecran, discuția voastră, pentru că probabil Natalia a prins vreun webinar de-al nostru și a luat inițiativa și curajul, așa cum atunci era după Irlanda. Dar Natalia, dacă ești aici, poți să povestești tu că așa este cel mai emoționant. Nu să zic eu ce mi-am mai născocesc eu ceva acuș în povestea ta. Zi tu așa cum a fost, Natalia, bună ziua, sunt Emma și cred că Emma deja a luat telefonul din baza de date unde tu ai completat și ai cerut că vrei să fii ambasador sau că vrei la webinarul nostru și de aici a început tot ce faci tu astăzi. Da, deci bună seara, fetelor. Eu văzusem un anunț, o reclamă targetată, o să aflați în curs ce e asta, despre programul Mame Digitale. Și, mă rog, eu fiind mămică, băiatul încă nu avea un an atunci, m-a intrigat și zic să văd ce pot eu să fac pe online de acasă. Și am completat datele să aflu mai multe detalii despre acel program și uite așa am fost contactată de Emma, mi s-a spus când urma să aibă loc detalii. Și încet, încet am tot studiat să văd despre ce merge vorba, ce înseamnă SMM, cu ce se mănâncă domeniul online, ce aș putea eu să fac. Și știam că odată fiind revenită acasă din Irlanda, după 3 ani petrecuți peste hotare, nu mai vreau să am un job fizic de la oră la oră, mai ales că copilul mic, adică eram conștientă că trebuie să-i dedic timp, dar totodată trebuiau și finanțe. Așa că asta m-a impus să caut alternative. Am început să aflu tot mai multe și mai multe
Și când am văzut, chiar azi vorbeam cu fetele, că când am văzut acel anunț și am intrat pe pagina de Instagram a Comunității Mame Digitale, zic, măi, ce femei solide, o să ajung eu vreodată să discut cu ele sau să lucrez împreună. Și uite că după un an de activitate, suntem colegi, lucrăm cot la cot. În fiecare zi ne străduim să venim cu informații utile pentru voi și să vă ajutăm și pe voi să ajungeți acolo unde vă doriți și să vă motivăm, în primul rând. Ceea ce m-a ajutat pe mine să ajung până aici, cred că a fost faptul că eu am îndrăznit să îi scriu Emi și să-i spun dacă poate aveți nevoie de cineva care să lucreze sau aveți nevoie de ajutor, eu sunt deschisă. Și asta cred că a fost ușa mea spre succes și spre toate oportunitățile care au apărut după. Pentru că eu în septembrie 2021 am făcut cursul SMM al Liei și Emei. Și la 1 noiembrie eu deja aveam primul client, care, apropo, a fost sugerat de către Lie, mulțumesc mult, și așa a început activitatea mea, ca pe parcurs eu să ajung să lucrez cu fetele în echipa Comunității Mame Digitale, să ajung să activez eu însăși ca SMM și să fiu și project manager în agenția EMEI de SMM. Natalia, adică... dar primul tău client n-a fost după un an, a fost după câteva luni. Păi da, eu în septembrie. Când iulie, august, septembrie, tu în 2-3 luni deja aveai primul client. Da, nici 2 luni, adică eu în mijloc de septembrie am făcut cursuri și la început de noiembrie eu deja aveam primul client achitat, neachitat. Nu gratuit. Nu gratuit. Da. Ai avut, poți să spui că ai avut practic, da. Gratuit, am avut practicat. Da, am avut chiar însă și proiectul Vreau o carte, a fost pentru mine ca o practică. Ca să văd ce trebuie să faci în calitate de SMM, cum să faci. Aici, la fel, am avut suportul fetelor ca să înțeleg ce e corect, ce nu e corect, pe lângă toată informația multă și utilă primită în curs. Așa că chiar zilele astea discutam cu Emma că dacă m-ar fi întrebat pe mine unde avea eu să ajung într-un an de zile sau dacă eu pot să ating acest nivel timp de un an de zile, la acel moment mi se părea imposibil, dar uite că dacă ai un scop și faci zilnic câte puțin ca să ajungi acolo, este posibil pentru toți. Nu contează că ai tu acum acele venituri pe care ți le dorești, tu poți să ajungi la acel venit, pentru că dacă îți pui un scop și muncești zilnic, totul este posibil. Asta din experiență o spun, adică... Ce studii ai terminat, Natalia? Ia spune. Eu de specialitate sunt contabil. Câți ani ai investit în aceste studii ca să ajungi cu diplomă și să lucrezi măcar o lună, două, un an contabil? Am făcut 3 ani de universitate și am lucrat contabil atât cât am făcut practica pentru universitate. Și atât? Gata? Dar ai primit bani măcar pentru specialitatea de contabil? Da, am fost și un pic achitat acolo. Un pic. Adică 3 ani de zile ai învățat ca să lucrezi 2-3 luni, da? Da, aproximativ așa. Și uite că aici vreau să ajung la o diferență care mi-a venit acum ca idee. Diferența dintre specialitățile care se practică prin studii și practica doar o lună, două la final de studii de 3-4 ani de zile, este prin faptul că această profesie care este a viitorului și toate celelalte care se derivă din marketingul digital sunt faptul că nu ai nevoie să acumulezi toate cunoștințele de 3 ani de zile ca să activezi. E nevoie să începi cu bazele și poți să începi. E nevoie să faci un curs și continui să avansezi și să-ți crești și prețul la servicii. Și iarăși obții încă o lună, două de experiență. Mai trece un curs, mai trece o experiență, mai trece un proiect care te provoacă să faci și video, să faci și asta, să faci și asta și tu iarăși înveți. Deci tu, prin banii altor persoane care te chită, tu înveți. Tu înveți mai departe și ajungi la un an de zile când tu deja ai muncit 4, 6, 8 luni de zile în această profesie. Și iarăși înveți și iarăși practică și iarăși ești plătită. Deci tu pe banii
antreprenorilor sau celor șefi care te plătesc pentru asta, tu practici și înveți. Pentru că asta este munca de social media, nu este nevoie să termini facultate 2, 3, 4 ani sau vreun curs de vreo 8 luni de zile care se mai vând pe online și așa, cursuri super mega sofisticate, dar veți face asta un pic mai încolo, când veți dori să aprofundați și să dați servicii de 1000 de euro și să dați servicii foarte scumpe și să faceți programe și strategii super mega complicate. Veți face asta, dar pentru ca să gestionați un cont de Instagram, un cont de Facebook și să faceți 3 reclame plătite pentru minim bazic cât are nevoie o afacere cu un buget de 100, de 2, de 3, de 500 de euro, nu aveți nevoie de facultăți și de 3 ani de studii, nici de jumate de an. Aveți nevoie de câteva experiențe de a apăsa pe butoanele care trebuie și de a învăța ce și cum trebuie să faceți azi, aici și acum. Într-o zi, dacă vreți, se învață această profesie. Dacă stai lângă omul potrivit și te îmbolnăvești, te molipsești de social media, nu de COVID, dar de social media de la el. Într-o zi se învață această profesie, pentru că eu am experiența de a sta alături de omul care l-a trimis tata, mama sau învață-l și pe ăsta să ducă afacerea pe social media și într-o zi a învățat ce trebuie să facă. Și după care ai dai câteva reguli de la mai la stânga, mai la dreapta și într-o zi se învață nici a șofa, nici a conduce o mașină nu se învață într-o zi. Bun, trebuie vreo 30 de ore până prinzi practica și experiența, dar social media practic se învață din mers. Da? Voi la final de această lună puteți obține un certificat de, putem noi să spunem, nu știu cum o să nominalizăm pe certificat, dar de începător. Practic puteți să vă luați cu aceste instrumente să vă faceți propria pagină și ajustarea minimă necesară pentru conturile voastre. Pe unde mai profesionist, pe unde mai trebuie să mai practicați, să reveniți la fiecare video, dar deja veți fi cu practică. Asta este detaliul pe care vreau să-l adaug, pentru că nici eu nu sunt de profesie social media manager sau marketer. Eu am terminat, am vrut să fiu contabil ca și tine, Natalia, și din primul an mi-am dat seama la facultate că eu nu o să stau cu teancurile de declarații și facturi și să introduc facturi în tabele. Din 2 luni de curs, cât a durat cursul de nu știu câte ore, mi-am dat seama că nu-i pentru mine și am zis că termin facultatea, dar mai mult aleg altceva și am, în timpul cursului de facultate, am practicat și marketingul și acolo făceam flyere, bannere, video pentru a promova scutecele la copii, pentru a promova nu știu ce mâncare de căței și nu știu ce alte parfumuri, ne dădea să facem video și noi cu 20 de ani ai noștri inventam vreo idee în 16 sau cât era fragmentul să iasă la televiziune, că pe atunci nu prea era Facebook și Instagram la putere, făceam videouri pentru a promova la televiziune. Și mi-a plăcut mai mult această idee ca ulterior să înțeleg că aceste cunoștințe mă ajutau nu la bancă, că lucram la bancă, dar mă ajutau în agenția imobiliară, că lucram și la o agenție imobiliară paralel aici în Spania când am făcut facultate. Și acolo cât am lucrat în agenția imobiliară îmi ajutau aceste lecții de la facultate să creezi un anunț de se vinde apartamentul acum, să creezi o revistă fizică, pentru că mai mult era pe partea de marketing offline, încă 20 de ani în urmă. Că să fac un anunț pe nu știu care site unde se pun ca la noi makler, cum era makler înainte și toate anunțurile se vinde, așa și în Spania găsisem un site care pe atunci era mega unicul pe Spania și puneam acolo anunțurile. Se închiriază pe vacanță, se vinde pe vacanță și încercam să fac primii pași de a promova agenția de imobiliară de unde lucram. Și încet, încet, plăcându-mi această activitate, cei de la bancă le dădeam idei. Haideți să facem așa, haideți să ne facem așa. Și ei au văzut și au încercat să-mi zică, uite, dacă vrei poți să ocupi locul de social media, așa se spuneau ei, social relation, de relații, relațiile pe social media, cel care se ocupă de această activitate, să mă trimită la un curs și să-l învăț. Și am rămas însărcinată, banca la care eu am lucrat s-a fuzionat cu altă bancă și n-am mai dus această
Am fost doar la interviu ca să înțeleg ce au nevoie de la mine și ce trebuie să învăț, dar era ideea să duc comunicarea clienților produselor cu toți clienții pe online, pe Facebook, și atunci era mai activ Facebook, abia apăruse în 2012-2010, mai puternic pentru afaceri. Pentru persoane deja era de mult, doar că pentru afaceri mai puternic. Și atunci am înțeles, întorcându-mă în țară, că de ce să nu fac asta? Și așa s-a întâmplat să ajung să fac marketing cu două facultăți care nu au nici tangență cu marketing, dar câteva lecții de marketing din practică le-am făcut. Așa și voi. Deci facultatea de marketing nu este cea pe care am diplomă, dar facultatea este fiecare zi pe care am acumulat-o în practică, făcând, experimentând și testând diferite. Hai, Emma, ce mai avem acolo? Da. Eu acum mi-am dat seama. Și eu am văzut. Ok. Așa, mai departe. Deci eu, la fel, dacă să vă spun un pic despre calea mea, deci tot e una interesantă, faină, pentru că de la chelneriță, casier, operator, operator call centru, eu am, sunt, adică sunt mândră că am ajuns, nu ușor, prin foarte multe cursuri, prin foarte multe investiții, cu răbdare, cu timpul, deci către faptul că sunt expert în marketing online, că sunt fondatoare agenției de marketing Effective Business și că sunt, cea mai mare bucurie a mea, partener și trainer în Mame Digitale, fiindcă datorită la acest proiect frumos pe care l-a fondat Lia, mi s-a deschis mult mai multe oportunități. Așa că vedeți câteva poze, eu crăciuniță, fiindcă eram casieră și era Crăciunul, acolo la calculator, pentru că eram la o cafenea, lucram ca casieră, respectiv, iată, și adică sunt același om simplu, pentru că, iată, Natalia menționase, nu știu cum, că s-a uitat la acele poze cu mine și cu Lia, în care noi suntem la costum, shooting, foto, tot mega super puper. Prea mult fond de ten și prea mult Photoshop, dar... Dar ideea e că noi suntem simple, noi suntem la fel mame, suntem soții și, spre exemplu, eu, adică înainte de a intra în comunitatea Mame Digitale și înainte de, în general, de a începe social media, mă uitam la blogeri. Au viața interesantă, se duc la evenimente. Ok, mă uit la ăsta, a fost chemat la televiziune. Deci prea multe wow care eu le vroiam și eu. Ok, unde eu trebuie să mă bag ca să am și eu asta? Bun, social media înseamnă că el se duce la o companie, la a doua, la a treia. Dacă o să fac corporativ, o să mă cheme și acela, și acela, și acela. Dacă o să facem ceva, spre exemplu, nu știu, evenimente, eu o să fiu peste tot. Iată, și am început câte un pic și respectiv am ajuns. Și de trei ori... Cineva a conectat microfonul, dar n-am înțeles. Deci am ajuns de trei ori la televiziune, am fost la mega multe evenimente, am și eu ocazia de a face shooting foto, am reportaj în revistă. Deci asta nu pentru că wow, nu știu ce, dar pentru că eu la fel mi-am dorit o schimbare în viață, eu la fel mi-am dorit o viață mai interesantă și iată, eu am pas cu pas am mers spre ea. Respectiv, deci totul depinde de voi. Vreți și voi să ajungeți la televiziune, haideți cu noi. Iată, spre exemplu, eu sunt în cadrul, adică fac social media și pentru Ladies Club. Respectiv, acolo ele au fost invitate la televiziune, că a fost o lecție de exerciții, nu știu dacă ați auzit, Tai Chi. Și noi a trebuit să mergem acolo mai multe fete, noi ne-am pus în cerc și domnul ăla ne-a arătat nouă exercițiile și iată, noi așa, cum să zic, împreună cu fetele am avut ocazia toate la televiziune să fim. Nu-i nimic complicat dacă voi vă doriți și dacă voi sunteți deschise, iată încă un moment important, dacă voi sunteți deschise către mai mult, către mai interesant. Așa, ok, și gata, mi-ajunge, cum să zic, să povestesc despre mine, ca să nu povestim atât noi despre noi, vrem să vă, cum să zic, să ne împărtășim cu fetele care au fost la cursurile noastre și la fel suntem mândre că ele la fel au avansat.
Așa că dacă pe scurt despre fiecare, Victoria Sanduță i-a făcut încă în 2021 cursul de social media, 2 zile, și chiar din martie ea mi-a scris că Ema, dacă aveți poate vreun loc în Mame Digitale sau în agenția ta, deci să fac și eu social media, te rog să-mi spui. Și respectiv eu am luat-o într-un proiect, după care a mai apărut încă unul, pe urmă la ea cineva s-a adresat și la moment, adică noi iată, colaborăm. Ea face atât poze, video, texte, deci absolut tot ce face un social media manager. Și aici ea nouă ne-a lăsat și o recenzie că așa, deci 4 proiecte a avut de gestionat, la fiecare a fost achitată diferit, de la o companie 100, de la alta 150, dar aici totul iarăși depinde de cât de multe sarcini voi faceți, pentru că de la un proiect voi puteți să primiți gen chiar și 400 de euro. Ia, totul depinde de ce pachet voi oferiți. Așa, dacă mai departe, Adriana Brăgari, ea știu că cu noi este aici în Zoom, ea a făcut un mentorat de 3 luni de zile, la noi era un curs, program Mame Digitale de 90 de zile, respectiv ea la momentul dat este fotograf, content și stories maker. Ea la fel a depistat asta pe parcurs, pentru că ea a venit să-și lanseze o afacere, dar nu știa ce anume, și în cadrul cursului, datorită acelor exerciții pe care le-am făcut, ea și-a adus aminte că are un hobby și anume să facă pozele, și toate s-au dezvoltat în așa mod încât ea astăzi are mai multe proiecte, este solicitată, sărăcuța ea, cum să zic, este trasă în toate părțile și este și partea comunității Mame Digitale, după cum vedeți în poză, noi ieșim peste tot împreună. Adriana, este aici cu noi? Văzusem în listă că era... Da, fetelor, sunt da, acum... Mă zic că nici nu te-ai așteptat ca ai să vezi pozele tale aici. Îmi amintesc, mi-a spunea, dar sigur eu să mă ajute cursul ăsta, dar sigur eu să fac ceva, că eu vreau să lucrez ceva, dar sigur că eu nu știu ce vreau să fac, nu știu cum tu ai avut încredere în ce ți s-am spus și te-ai lăsat provocată, că la început nu înțelegeai unde ai nimerit și dacă vrei să faci și pe urmă câte idei și câte oportunități și uși s-au deschis. Ești aici, Adriana, un minut la discuție. Da. Da, eu sunt în pat pentru că acum a început de lună. Te auzim. Toată lumea are nevoie de feed-uri, de content, de așa, și deja m-am rupt în două. Stau în pat și ascult, nici nu mă uit la voi. Mă dor ochii și capul și tot. Aștept să revin și... Noi te-am luat pe neprins de veste. Da, mulțumesc. Atunci Lia m-a întrebat ce vreau să fac, ce știu să fac. Am zis că știu să fac filmulețe și fotografii pe telefon. Ea zice, ok, atunci tu ai să faci video de nu știu câte secunde acolo și ai să iei atâta nu știu cât și apuc te caută informații, întreabă... vezi de ce ai nevoie ca să cunoști mai mult despre video și foto în general. Dar eu am zis, stai, dar nu e atâta de mulți care fac chestia asta, mai am și eu loc. Ți-aduce aminte, Lia? Zic, mai am și eu loc. Da, da, țin minte. Prin atâta videografi, fotografi și nu știu ce. Deodată ai pus sus pe Alex Iordache, pe alți specialiști care sus, dar eu unde să mă duc acolo la nivelul acela că îmi trebuie 10 ani de experiență. Dar tu ai găsit nișă, sub nișă, sub nișă în care nimeni nu era și acum tu ești regina acolo. Da, dar până la asta am lăsat. Când am început să caut informații, am văzut că am nevoie de foarte mult tehnică scumpă și nu știu ce acolo pentru videografie. Am zis că nu, las asta pe mai încolo, poate când o să mai studiez, o să mai văd despre ce este vorba, o să știu mai mult, cumva o să fac o practică, o să revin la întrebarea asta. Dar m-am speriat, am lăsat și am zis că merg cu o să mămu.
Și iată am înăsămăm iarăși, am apelat la EMA, zic dacă o să aveți nevoie, dacă așa, am făcut cursurile și încet, încet înăsămăm, dacă sunt mai multe submișe, am văzut că tot, până la urmă, iar am ajuns la fotografii și la videografii. Am zis când fac și texte și poze și nu știu ce acolo, am făcut de toate. Pe urmă am văzut că nu, stai un pic, nu pot eu să fac atâtea, fac de să apuc numai calea asta. Am apucat o cale, am lăsat-o de să fac stories, iar fac stories, fac, zic, nu, până la urmă tot îmi place în stories, fac filmulețe, fotografii interesante, nu știu ce. Și acum deja încet, încet, cam mai mult fac, iată, videografie și fotografie. Mm-hmm. Asta tot datorită vouă, tot datorită vouă și mulțumesc și vă iubesc și, nu știu, vă doresc succesul din lume și tot. Să ajutați, că într-adevăr nu știu cum să uită lumea dintr-o parte, dar dacă dai peste voi, sunteți niște îngeri pe pământ care, eu așa v-am zis încă de la început, sunteți îngerii mei. Să fie lângă noi o lună, două, trei, să mai participi și la vreo ieșire de asta, la o copă de suc sau de șampanie, sau la o scapadă, sau la un eveniment, la breakfast, la cină de care mai facem noi, și atunci să înțeleagă că energia noastră nu doar pentru a munci și a munci și a munci și bani și bani și libertate financiară, dar este și distracție și parte și cu copii și fără copii și cu singuri și cu soții sau fără. Adică da, pentru că comunitate. Eu te urmăream mai dinainte, adică până am hotărât tot și eu credeam că și mai vor și ăștia te cheamă, vor bani, vor... Deci eram genul de om simplu care credeam că toată lumea mă amăgește, că vor numai mă cheamă să le dai bani, să nu știu ce acolo. Doar după care mai participam la astfel de cursuri, vedeam că... Adică nu-i... unde o să învăț eu să fac, unde, nu știu ce, ce o să fac, ei, cheamă și ăștia, numai iau banii și până la urmă e foarte, foarte multă informație, unde îți găsești clienți, unde nu știu ce, adică este o cale până ajunge la ceea ce până la urmă ce face să, nu știu, să găsești calea ta, știi, sau să înțelegi despre ce este iată, toate cursurile astea. Așa că odată cu contactul acesta dintre voi și persoana care vrea să facă ceva în domeniul ăsta sau are legătură cu domeniul ăsta, până la urmă ceva se întâmplă, știi? Adică nu se întâmplă dintr-o dată, dar până la urmă se creează careva conexiuni sinaptice cu music permanent. Asta este diferența, că mergi la cursuri diferite, dar după ce ieși de pe ușa cursului, nu mai știi dacă mai ții minte 5 persoane cu care te-ai văzut, dacă ai făcut networking la pauză de cafea. Dar aici, în comunitate Mame Digitale, noi facem acest cerc de energie și schimb de hai cu noi acolo, hai cu noi acolo, hai cu noi acolo. Adică este, da, nu vă lăsați. Da, este nu, o da, familie da, da. Care ne motivăm, ne organizăm, ne scoatem la ieșiri, ne scoatem, adică ne scoatem. Ne provocăm pe noi, că nu în afara celorlalte prietene pe care le avem de alte subiecte și de alte interese, acestea sunt prietene sau fete care ne motivează să evoluăm în domeniul nostru. Adică tot noi, hai, tu câți clienți ai? Hai, dar tu ce faci acolo? Dar tu cum ai făcut video acela? Dar cum ai făcut? Și așa, este o comunitate în care creștem. Da, se uită, adică în alte comunități am observat că este un foc așa de la început, după care gata, se termină, se stinge, știi? Se uită de știi, comunitate și de toate, dar aici nu s-a uitat. Nu știu, poate este și de persoană depinde la ce nivel energetic este, sau eu nu știu. Dar eu după cum te văd, voi sunteți cu toate, nu știu, foarte multe fete care au fost la cursuri, eu vă văd permanent în jurul lor. Adică văd că se țin fetele permanent în
aici. Așa că, prietele, cine dorește, eu încă n-am anunțat nicăieri, eu doar am făcut un sondaj. Acum, în august, doar când am stabilit data, noi organizăm o ieșire la bazin, puteți vă luați și copiii cu voi, la Pânzile Albe, și acolo o să fie și cu jet, nu știu cum, jet de apă sau nu știu cum se numește, deci pe apă să vă dați. Așa că cine dorește cu noi, eu am să plasez link-ul la grupul cu Escapade în canalul nostru de Telegram. Iarăși, deci aici nu că noi percepem careva preț pe bilet sau nu știu ce. Voi singuri vă achitați drumul, voi singuri vă achitați aliment, adică cei ce consumați, respectiv haideți să ne distrăm împreună, fiindcă o comunitate nu e doar pentru a ne dezvolta, dar și pentru a ne recrea, pentru a ne odihni un pic. Adriana, mersi mult, mult, mult și te așteptăm și pe tine la bazin. Mulțumesc, vă pup și vă cuprind. Mersi. Pa, pa. Așa, Izabela întreabă dacă nu avem în România o comunitate. Cu părere de rău nu avem, dar o avem acolo pe Anastasia Renchieu, care la fel este cu noi deja de un an și un pic, așa că dacă voi hotărâți, puteți să faceți comunitatea voastră acolo și noi mai venim în vizită câte un pic la voi. Așa că haideți, cine îndrăznește, comunitatea Mame Digitale România. Apropo, noi am avut un breakfast cu Lia acolo, în România, am făcut. În Brașov, dacă nu greșesc, nu mai țin minte. Da, în Brașov. Da, în Brașov. Ok, deci, aici iată tot. Natalia deja v-a povestit și istoria ei, dar iată poza asta care e din mijloc. Este prima poză făcută împreună la breakfast și de aici noi am început să punem țara la cale, pentru că avem, iată, și laptop și notițe și de toate și aici am început să lucrăm împreună. Și, desigur, au urmat extraordinar de multe evenimente mega interesante. Așa că aici eu până a vorbit Adriana, eu am mai plasat câteva slide-uri, deci sunt multe alte fete care la moment ele încă lucrează în social media. Ok, ca să nu vă obosim mult, că poate v-ați obosit, dar na, toate istoriile astea nu-s povești, sunt foarte interesante, sunt cazuri reale și sunt femei care, la fel, cum să zic, sunt toate ca și voi, ca și noi, noi stăm toate acasă sau stăm la birou sau nu știu unde și vrem altceva. Așa că, let's go, facem altceva. Și aici, cred că am să o Elia, dacă ești aici, te las pe tine să anunți că noi avem o ofertă specială. Așa, Anastasia a scris că Izabela scrie pe Instagram și ținem legătura. Fietele. Super, dacă vă faceți comunitatea asta acolo. Și venim și noi. Așa, deci oferta care noi v-am zis, într-adevăr, este una irepetabilă, pentru că așa ceva chiar nu a fost, așa că, Lia, îți dăm ție cuvântul. Am lipsit 2 minute, dar cred că tu deja ai anunțat că ceea ce facem în acest Zoom și ceea ce facem în această seară nu e pentru ceilalți, este doar pentru voi care sunteți astăzi în Zoom. Și doar pentru fetele care mâine vor privi reluarea doar 24 de ore, pentru că și oferta este doar pentru 24 de ore. Ulterior, deja, prețurile rămân la cele doar de 25%. Acum facem, cum să zic, topim prețurile la 50%. Practic, lăsăm posibilitatea să aveți la cel mai mic cost, pentru că eu în 2017 vendeam cursurile la 150 de euro, fiecare curs. 150 Facebook for Business, 150 Instagram for Business. Eu astăzi, practic, dau prețurile la 50% din prețul semi-jumătatea jumătăților. Practic, așa ceva eu n-am făcut, dar pentru că Ema și Natalia ne-a zis că vrea și vor să vadă cât mai multe fete care să aibă posibilitatea să din 2 zile de curs nivel 1, dintr-o zi și 2 zile nivel 2 și 2 zile nivel 3, să obțină toată această profesie, toată această meserie pentru a ajuta afacerea, pentru a-și ajuta soțul în afacerea sa sau pentru a găsi clienți și activa în acest domeniu, să le oferim practic la semicostul și timpul pe care îl putem noi acorda. Plus că am mai adăugat content util față de cursurile care le-am avut în primele 4 ediții până acum. Deci aici, dacă o să comparați site-urile anterioare cu informații anterioare, este diferit programul de cel pe care din ediția din toamnă va fi. Și ceea ce vedeți voi aici sunt achitare până pe 15 august. Asta cei care nu sunt în maraton.
Da, fete care o să intre în afara celor fete care nu sunt astăzi pe Zoom sau nu sunt în grupul nostru de Telegram. Iar voi intrați cu preț de 50%. Tu ai prețurile calculate, Emma, care ar fi acesta 50%? Slide-ul? Natalia, tu mai tine că făcuse poze, nu știu, acuși caut. Dacă nu, deschide site-ul. Îți deschid eu site-ul, dacă vrei. Ah, da. Pregătisem un site. Da, cu să-l deschid. Un mini site pe care pot să-l deschid. Acuși, făguleța, că l-am găsit. L-ai găsit tu? Mhm. Uh-huh. Și dacă, da, acolo sunt prețuri de... Se vede? Da. Da. Deci toate aceste prețuri pentru voi sunt practic la jumătate de preț. Deci primul nivel... De la 99 la 50 de euro, de la 160 la 80 de euro, de la 249 la 125 de euro și practic aveți jumătate de preț. Și puteți să profitați să luați 1, 2, 3 sau toate 3 sau doar câte unul din ele, cele pe care credeți că deja cineva poate este un nivel mai avansat, cineva un nivel mai începător, cineva mai mediu și poate... să aleagă separat, împreună, combinate, 2 cu 3, 1 cu 2, 1 cu 3, care le aveți voi necesitate. Deci, începând cu orele 8 ora Moldovei, sau 9 ora Moldovei, pentru că acum este 9 și ceva, până mâine la aceeași oră, 9 ora Moldovei, aveți posibilitatea să confirmați și să achitați aceste prețuri cu 50%. După care prețurile revin la cele afișate de EMA anterior, 79, 129 și 200, care era EMA acolo, ultimul nivel, 24 de ore. Iar noi continuăm următoarea provocare pentru mâine, pentru acest weekend și ne revedem luni, marți, cu alte task-uri, cu alte provocări, cu alte teme de acasă, ca să continuăm această... aventură, aș spune eu, în lumea social media și a practicilor și temelor de acasă pe care vi le-am pregătit, în așa fel încât zi de zi să adăugați câte ceva nou. Zice aici, să vedem ce conține fiecare. O să publicăm imediat după acest Zoom când îl încheiem. Natalia are grijă să publice această poză screenshot în grup și fiecare să rezerve nivel 1, nivel 2, nivel 3 sau toate împreună, pentru că le aveți la 50% toate împreună și dacă le sumați sau dacă le sumați împreună, practic vă iese cât un curs de nivelul 3. Dacă le luați pe toate 3 împreună acum la 50%, este doar cât un curs la preț normal. Noi oricum o să facem publicitate și oricum toți cei care nu sunt în maraton și nu o să prindă cele 24 de ore vor reveni la prețurile inițiale și oricum cursul din septembrie va avea loc așa cum a fost planificat. Sunt metode diferite pentru plată și prin PayPal și prin transfer și pe firmă în Moldova, dacă aveți firmă și aveți companie care să vă achite aceste cursuri și pe firma mea din România, dacă aveți și sunteți din România sau vreți să faceți transfer în România și pe firma din Spania. Deci cu trei firme pe care le am, puteți să transferați oriunde vă este comod și oriunde vreți să primiți factură sau direct pe cardurile PayPal, Revolut, carduri personale, carduri de business sau care vă este comod. Vă dăm detalii în comentariul grupului pe Telegram. Natalia are grijă, ea este managerul și acestui proiect și de vânzări. Și va avea grijă ca să obțineți această ofertă de 50%, să nu pierdeți acest timp, 24 de ore, și ulterior să revenim la task-urile noastre. Ce vreau să vă încurajez? Să vă oferiți un cadou și să vă oferiți această învățare de un nou domeniu, de o nouă activitate, fără frică că veți pierde acești bani sau veți pierde timpul investit în această profesie.
pentru că puteți obține mult mai multe cunoștințe decât veți găsi aici și pe acest site. Chiar dacă în program EMA a scris, dacă dai EMA la nivelul anterior, la slide-ul anterior, dacă EMA a scris aici programul și îl veți vedea pe grup, toate aceste videouri vor fi încărcate pe platformă și veți avea acces nelimitat. Adică nu vă limităm nici pe o săptămână, nici pe o lună, nici pe un timp cu deadline, doar veți avea acces pentru lecția de Zoom pe care o vom face și ulterior fiecare video mic, la fel cum vă dăm și pe grup, fiecare video cu explicație, cu detalii, îl veți avea și pe platformă. O să primiți detalii atunci când deja va fi cursul mai aproape de 3-4 septembrie de acces la platformă și cum accesați și cum începeți și celelalte videouri. Practic sunt pe lângă fiecare mânuță aici și punctuleț, sunt alte peste 50 de videouri în fiecare program și alte materiale, PDF-uri, ghiduri sau excele care vă ajută să practicați. O să fie unele foarte utile și zi de zi și altele pe care nici nu veți practica în prima etapă, pentru că veți face asta când veți avea mai multe companii sau veți face asta când veți deveni nivel de mini-agenție și o să vă explicăm cum să faceți asta și când ajungeți la acest nivel, sau o să faceți asta când un client o să vă ceară acest serviciu. Voi o să aveți la îndemână toate instrumentele, toate șabloanele, toate tabelele. Important este să fiți pregătite cu orice tip de serviciu. Și atunci când aveți nevoie, să știți că aveți aici trei mentori, atât Natalia, atât Emma, atât eu, care o să vă răspundă la toate întrebările. Dar cum se face asta? Uite, clientul mi-a cerut și asta. Adică noi o să fim pentru voi, pentru întrebări și răspunsuri. Și mentorat în curs veți avea încă o lună de zile după finalizarea cursului. Noi, după finalizarea cursului, mai facem o dată lunar o întâlnire pentru a face un follow-up și a vedea cum ați evoluat fiecare. Monitorizăm evoluția la fiecare din voi. Și așa cum a fost Natalia, Adriana, Victoria și celelalte fete care nu au încăput astăzi în slide-urile acestea, că sunt foarte multe, avem și o pagină dedicată specială, Emma, dacă vrei să o deschizi pe Instagram, Social Media Mame Digitale. Acolo poate apărea și poza voastră și cred că trebuie să mai încărcăm acolo poze. Deci avem un alt proiect care puteți să-l vedeți și să întrebați pe fiecare fată cu ce se ocupă și ce face fiecare. Iată, astea sunt o parte din prima generație a noastră, dar a urmat generația 2, a urmat generația 3, a urmat generația 4 și vor urma și participanții care se vor înlătura în această ediție. Așa că cele fete de sus puteți să le întrebați în privat câte proiecte au, cât câștigă și ce au reușit să facă doar într-un an de zile, pentru că într-un an de zile s-au întâmplat toate astea 3-4 ediții pe care le-am făcut de toate nivelurile și 1 și 2 și 3 și program Mame Digitale, care unele au avansat. Așa, ce întrebări? Noi devenim mămică la început de septembrie. Felicitări, Adriana! Îmi doresc să particip. Sigur că o să pot să faci asta online, atât cât piciul doarme sau cât îl alaptez, să știi câtă treabă fac eu cât stau cu ea în brațe. Parcă îmi pare că am mai mult timp atunci decât cât trebăluiesc prin casă și nu mi-ajung mâinile pentru că trebuie să dau atenția la farfurie, la tigaie, la nu știu ce. Dar când stau cu ea în brațe și o alaptez, pot să citesc carte și vreau să vă zic că citesc acum o carte foarte bună, am scos niște idei. Pot să fac stories-uri pentru că am liniștea să mă gândesc și pot să fac videouri și montaje și pot să postez în toate grupurile ce am nevoie să anunț pentru partenerii mei și pentru voi. Practic cât ați primit astăzi postarea, alaptam fetița la amiază și eu v-am scris cele două postări care au fost publicate. Deci așa o să faci și tu timp liber și o să vezi cum o să combini frumos. Da, nu o să consumi informație și
stories-uri care nu te ajută, dar vei face tu stories-uri pentru a fi achitată pentru asta. Timpul tău de a privi Instagram și Facebook va fi achitat de altcineva. Până când nu-mi permit nivelul 3, începem de la cel mai bazic, adică începem cu informația de start. Dar informația bazică sau de start pentru noi este destul de avansată pentru voi. O să vedeți ce cuprinde nivelul 1, ce cuprinde nivelul 2. 1 și 2 sunt obligatorii, zice Emma. E unicul curs descoperit de mine cu mentorat. Da, este un curs cu mentorat și cu ghidare personalizată ulterior, încă o lună după curs. Practic, exemplu Iuliei, vreau să-l faceți fiecare din voi, nu știu dacă este aici Iulia și poate să scrie un comentariu, însă ea a fost cea mai activă, pentru că i-am memorizat numele în timp de 2 ani de zile și am înțeles că așa exemplu de student trebuie să fie fiecare din noi. Să întrebem, dar cum se face asta? Dar n-am înțeles asta. Dar la videoul cel așa. Dar trebuia să fac așa și nu a ieșit ca la tine video. Eu cum? Eu am Samsung, dar eu am iPhone, dar eu am Xiaomi sau nu știu ce și nu mi se primește. Și iată toate aceste provocări, noi vă vom răspunde. Două nivele și e posibil cu siguranță, adică nivelul 1 și 2 putem să lucrăm pentru clienți. Sigur, pot să lucrez cu nivelul 1 și 2 pentru clienți, fără ca să adaugi în pachetele tale de servicii reclamele, pentru că asta este deja pentru targetolog și companiile nu toate investesc și n-au bani să investească în reclame. Nivelul 1 și 2 este mega super util și mega super suficient pentru a lua cât sunt prețurile astăzi pe social media. Acest slide cred că Emma trebuie să fie aici și fetele să vadă, însă putem să-l dăm slide separat ca poză pe grup. Și 150, și 200, și 300 de euro pot fi luate ca taxe de a presta așa servicii. Cu tot ce vă vom învăța în nivelul 1 și 2 și în această lună de mentorat, de maraton. Pentru că tot ce vă dăm noi am extras din cursuri. Da? Aceste 30 de zile sunt câteva lecții de acolo, câteva lecții de acolo, le-am amestecat în așa fel încât să vă dăm ce este interesant, distractiv și util, chiar dacă nu o să continuați acum cu noi. Probabil o să mai fie o ediție anul viitor, dar nu vor mai fi aceste prețuri pentru că noi am investit acum într-o platformă și toate cursurile vor fi adaptate pe o nouă platformă, iar formatul și forma de a da această informație deja nu mai este ca cea anterioară. Practic, prețul nu are cum să se mai scadă. Din potrivă, îl vom crește și vom reveni la ceea ce vindeam eu în 2017-2018 cu 100-150, doar un singur curs și practic cel de marketing strategic era 299 de euro. Deci trebuie să creștem prețurile. Toate au crescut, și benzină, și gaz, și toate. Noi de ce să dăm la jumătate de preț? Nimeni Lia, nu dă scuză-mă, da. Vreau să adaug ceva, pentru că am experiența asta chiar recentă. Hai și vroiam să vă zic despre asta, ce ține de preț. Fiecare cere cât, da, după cunoștințe. Iată, eu, spre exemplu, lucram într-o companie, de la început mai puțin plătită, după care deja ei au văzut ce fac eu și când au vrut să-mi mai dea alte task-uri, eu am cerut prețul care l-am vrut eu. Adică mi-a dat practic îndoit pentru că ei nici nu vroiau. Sunt gen de șefi care, așa, mai zgârciți, mai, nu știu cum să zic, știi, care nu prea se aruncă, știi, cu... Că uite, noi pentru toate astea achităm acum cu promovare, cu tot achităm suma asta, dar tu vrei să-ți dăm ție suma asta. Zic, păi, uitați-vă, acum aveți ce aveți, știți, da, eu învăț, eu mă dezvolt, eu nu mai pot să iau prețul care l-am luat până acum. Dacă doriți, mergem mai departe, mergeți cu mine, dacă nu, nicio problemă, adică eu am unde să lucrez, unde să... Corect, așa mai departe. Și uite că au, da, mi-au achitat atâta cât am vrut eu și mergem în continuare împreună. Da, cu siguranță, Adriana, ai prins la imunitatea de a-ți proteja sau de a-ți aprecia timpul și munca ta și cu siguranță voi, fetelor, nu o să faceți oferte ca să stricați prețurile pe piață și o să dați la 25, la 50 de euro
serviciile pe care fetele le fac la 150 la 200. Deci voi o să vă mențineți pe poziția de top atâta timp cât deja veți face poate două săptămâni, o lună gratuit sau preț redus, ca să vedeți dacă e totul bine și clientul să se acomodeze cu voi, după care îi spuneți, asta este deja pachetul meu și vă alegeți. Noi tot o să vă învățăm și cum să faceți și ofertă de preț și cum să faceți contract și acord de colaborare și cum să vă faceți marketing kit sau serviciul, toate serviciile voastre și cum să vindeți asta și cum să faceți prima întâlnire și ce să discutați la prima întâlnire și ce să faceți. Astea cred că sunt toate punctele pe care le-ți vedea în program. IEM acolo le-a inclus, dar toate veți primi Word-ul documentului sau, iată, aici este scris foarte mărunt, nu știu dacă se vede, o să publicăm această poză pe grup sau link-ul la site și voi o să analizați și o să cercetați fiecare punct. Practic, așa structura unui curs de social media nu mai există în România sau în Moldova sau în Rusia sau în altă parte, pentru că este ajustat pentru Republica Moldova și pentru țările în care sunt femeile care vorbesc limba română. Pentru că exact cu aceste studii sunt fetele noastre care au terminat și lucrează din Olanda. Sunt fetele noastre care au terminat și lucrează din Anglia, din Portugalia, din Italia, din Irlanda și în alte țări. Deci nu contează unde vă aflați, contează că găsiți clienți care pot să vă plătească și preț de Moldova, dar și prețurile țărilor care sunt mult mai mari. În Europa se plătește pentru așa servicii mult mai mult. Zice aici cineva dacă poate să facă nivelul 3. Da, sigur, Tatiana, poți să faci nivelul 3 după. Ce faci 1 și 2 și după care o să simți dacă vrei să avansezi cu o nouă profesie care este targetolog, dar să o dai la pachet și să iai mai mulți bani, dar poți să începi deja cu cu primul și a doilea. Aici zice Alina, felicitări că ai spart gheața, a rezervat deja în privat sau în grup, nu știu dacă tu urmărești Telegram, eu sunt aici cu voi. Înregistrare pentru lecțiile de curs va fi făcută și va fi ridicată pe platformă și videourile suplimentare, fără limită de timp, le veți avea acces. Să achităm unde găsim link-ul, Natalia are grijă de voi, luați legătură cu Natalia, etichetează-te acolo pe Telegram ca ei să-ți scrie în privat sau în comentarii, dar cred că mai bine te etichetezi în Telegram și fetele o să aibă direct contactul, telefonul tău. Și aici este link-ul la curs 3 SMM Mame Digitale, ofertă maraton. Deci doar voi vedeți acest link, nu-l plasăm pe Facebook, nu-l plasăm prin stories, nu-l plasăm, asta este limitat doar pentru voi și fetele care sunteți în Telegram, pentru că probabil astăzi nu au avut posibilitatea să intre, că e America, că e China, că e Japonia, că e nouă, că e la lucru, că e la muncă, dar în 24 de ore ele vor vedea mesajele, reluarea și mâine la ora 9 va dispărea și link-ul și site-ul nu va mai fi activ și va fi activ celălalt site care este simplu. Dacă e mă face un refresh fără ofertă maraton, veți găsi acces pe site fără această ofertă. Deci nu va mai fi acest link disponibil. Și aici sunt prețurile standarde, nu e mă? Cu 25% până pe 15 august. Vă dăm posibilitatea să nu pierdeți totul 50%, să pierdeți doar 25%. Care, dacă adunăm, tot sunt acolo câțiva 20 de euro, acolo 40 de euro și tot este. Așa, deci toate, tuturor vă dăm posibilitatea să faceți această decizie astăzi, aici și acum, sau maxim în 24 de ore. Și dacă doriți să luați cu voi, să vă motivați cu o altă colegă din aceeași localitate, din același torent de facultate și să practicați asta împreună și să vă combinați cu, nu știu, cineva îi place mai mult textele să scrie, cineva poze și împreună să faceți un pachet frumos și să vă ajutați reciproc și să vă oferiți serviciile altor clienți, ar fi minunat. Puteți să faceți paralel, să creșteți împreună. Așa, noi vă lăsăm să faceți această decizie. Emma, hai să le mulțumim fetelor pentru că au stat cu noi practic 70-70 și ceva și cred că acum pe final suntem toate până la maxim atenție. Le mulțumim că au fost cu noi. Și toate întrebările
toate, le așteptăm 2 minute dacă vreți să ne puneți întrebări, dacă este cineva care are careva întrebări care nu s-au citit și nu s-au făcut aici, dacă nu, le lăsăm pentru, direct pentru Natalia sau în grupul de Telegram pentru postarea care este specifică acestor pachete, acestor oferte, acestei șanse pe care vă oferim doar vouă celor care sunteți în maraton. Cu aceste prețuri nicio participantă nu a mai fost, chiar dacă fetele au făcut asta cu 2 ani în urmă, cursul de social media sau alte cursuri pe care le-am avut. Așa că profitați. Profitați oferta de vară. Nu că vrem noi să vă dăm mai puțină valoare, dar dimpotrivă, am adăugat mai multe subiecte, mai multe teme, mai multă experiență și programul cursului s-a amplificat, s-a mărit în așa fel ca voi să obțineți mai multă valoare în acest curs, mai multe practici și tot ce se actualizează și ce se cere acum în nivelul la care îl veți opta 1, 2 sau 3. Respectiv, voi știți că noi avem alte proiecte și Emma are agenția sa și are sursa de clienți și eu am sursa mea de clienți și de venit. Nu este principal să facem doar focusul pe a vinde și a vinde și a vinde. On online se va vinde cu prețurile care le avem doar pentru voi și să vă bonusăm experiența pe care o faceți și dedicația pe care o faceți 30 de zile, practic noi vă oferim plata prin 50% pe care vă reducem de la acest curs. Vă plătim noi vouă 50% minus la acest curs, doar să veniți mai departe și să continuați ce ați început aceste 30 de zile. Vă facem noi cadou acei 50 de euro, doar să veniți în septembrie și să continuați cu acești 50 de euro diferență. Practic, noi vă plătim pe voi, pentru că noi nu vom încasa prețul integral, dar vom încasa doar 50%. Noi vă oferim bani. Și dacă vom calcula câte participante au beneficiat de ofertă la început de curs, chiar o să facem o postare și o să spunem am oferit cadou 5.000 de euro pentru fetele care s-au înscris la curs cu 50%. Chiar aș vrea să văd câți bani am donat noi, Emma, pentru fete care vor decide să facă această schimbare și profesie. Natalia, notează-ți postarea pe 3 septembrie. Că eu aș avea o întrebare. Haideți, doamna Zela. Da, spuneți. Ce am vrut să întreb? Iată, sunt 3 nivele, da? De exemplu, să mă refer, fiecare nivel în parte conține informație referitor la nivel. Adică nivelul 3 m-ar interesa. Conține și informații de nivelul 1 și 2? Nu fiecare nivel, adică conține instrumente diferite. Este ca și cum primul an de universitate, al doilea și al treilea, doar că noi nu comparăm cu primul an, dar nu este legătură între unul și altul, nu se repetă informația. Inițial ar trebui să începeți cu 1-2. Dacă deja priviți în content și 1 este poate nu necesar sau poate nu, cel mai bine să o întrebați pe Natalia. Natalia sau eu sau Emma, vedem după disponibilitate. 5 minute vă oferă consultație să întrebăm ce faceți, ce activitate aveți, ce cunoștință aveți. Vă ghidăm și vă sugerăm. Haideți, doamna Angela, începeți cu ăsta și cu ăsta. Și 3 o să fie mai târziu. 3 este doar pentru persoanele care cunosc 1 și 2, deja fac profesionist social media și doar vor să optimizeze business manager, reclame, colaborări cu influencerii și tot ce înseamnă targetare. Deci acolo este altă lume. Nu e Facebook și Instagram ca platformă. Este altă platformă. Intrăm în backstage-ul business manager sau meta de la Facebook și acolo toată ziua cheltuim banii companiilor ca să aducem alți clienți în afara celor care vin organic. Acolo totul este cu bani. Și pentru un asta nivel mai avansat. Adică, da, pentru asta companiile oferă un buget de 200-300 de euro ca să-l cheltuiți dumneavoastră pe Facebook și dumneavoastră vă oferă încă un buget pentru serviciile pe care le prestați. Este alt domeniu. Okay. Este altceva. Nu și este... altă întrebare. Cursul în septembrie. Cât durează când începi și cât durează? Pentru că mai am și alte planuri ca să știu să mă organizez. Da, 3 și 4. Deci atunci să informez, pentru că văd că sunt foarte multe întrebări în comentarii și ele cam se repetă. Deci,
Cursul nivel 1 durează o zi. Da, pune site-ul, site-ul cu data. Acolo nu este scris despre asta. Pe poza principală este. Ah, ok. Da, pe poza principală. Deci durează o zi de la 10 dimineața până la așa. Deci pe 3 septembrie de la 10 până la 3. Respectiv, dacă nu sunteți online în acea zi, dacă sunteți ocupați în data de 3 septembrie, voi primiți video înregistrare la lecție și totodată acea lună de mentorat care o facem toți împreună în acel chat în Telegram. Toate videourile, toate fișierele și chiar lecția înregistrată voi primiți pe platformă și aveți acolo acces. Mai departe, nivelul 2 va fi pe 17-18 septembrie. Două zile, la fel, de la 10 până la 3 după amiază, noi suntem toate în Zoom, adică online. Voi nu primiți și vă uitați pur și simplu la video. Voi sunteți împreună cu noi și la fel puteți adresați orice întrebare. Și după 17-18 septembrie, la fel, e o lună de mentorat. Și deja nivelul 3, 1-2 octombrie, la fel este zi de weekend, zile de weekend, două zile la rând, de la 10 la 3. Deci totul sunteți cu noi în Zoom. Deci asta, cam am văzut că întrebările care erau în chat. Nivelul 1 și 2, ele sunt corelate între sine, pentru că noi, anii trecuți, făceam un curs de două zile și ofeream o parte de informație în mod mai structurat. Acum noi am dezlipit și am făcut în 3 zile ca voi să reușiți să însuciți informația cu mult mai bine, pentru că, într-adevăr, este foarte mult. Nu puteți să treceți la nivelul 2 până nu faceți nivelul 1, pentru că în marketing voi trebuie totul pe etape să faceți ca să aduceți compania spre rezultat. Și dacă voi nu aveți pagina setată bine, dacă voi nu știți cum să faceți avatarul clientului, dacă nu știți cum să analizați concurența, atunci voi, adică pentru voi nu este actual să învățați deodată video, foto, rețelele, care și unde și așa mai departe, dacă nu știți baza. Asta cum și te-ai duce, spre exemplu, la grădiniță. Din tâi trebuie să te înveți a citi și apoi mergi la școală ca să înveți deja totul mai departe. Așa și aici. Nivelul 3 voi puteți să-l faceți sau acum, dacă voi doriți totodată să faceți și totodată să beneficiați de reducere, dar nu este neapărat, adică dacă nu vă permiteți, aveți posibilitatea să-l faceți peste un an, doi, deci când simțiți voi nevoie de a trece la alt nivel. Mulțumesc! Super, mă bucur. Deci pentru noi asta e ca să vă fie vouă claritate, să înțelegeți, pentru că tot asta pentru voi facem. Și într-adevăr, după cum v-am menționat, voi puteți să studiați pe piață înainte ca să, dacă doriți să cumpărați acest curs, înainte să faceți asta, puteți să vedeți la ce prețuri sunt alte cursuri și o să înțelegeți că sunt cu mult mai mari. Noi oferim asta pentru că suntem mame digitale, noi ne susținem una pe alta și anume că misiunea Liei, creând această comunitate, a fost să ajute peste 1000 de femei la fel să activeze pe online, nu să câștige milionul sau nu știu ce. Eu câștig din altă parte, din satisfacție o iau de aici în acest proiect și posibilitatea că voi aveți șansă să câștigați, pentru mine este mai mare satisfacție decât să fac cursuri de 500 de euro. Asta am făcut în anii anteriori și asta am predat, iar acum ducem mai departe ca voi să faceți mai departe. Și nu este exclus faptul că mâine, poi mâine o să avem în echipă alături de Natalia alte fete care o să ne ajute și alte mentori și alți ambasadori. La fel, suntem deschise pentru orice propunere din partea voastră. Așa că, așa cum Natalia a îndrăznit, puteți să prindeți și voi la curaj să analizăm ce propuneți, ce ofertă aveți, cu ce vreți să ne îmbunătățim comunitatea și de ce nu orice idee o să o analizăm și sunteți binevenite cu fiecare. Dacă mai are cineva întrebări, fiți deschise ca să le adresați. Ce ține de maraton, deci toate întrebările le adresați în comentariu, ce ține de tema pentru acasă de ieri, care cu vizualul, cu fonturile, eu mă așez curând și vă răspund la toate, pentru că cuiva am reușit și am scris în privat că uite, nu e așa, nu e ok, trebuie să modifici, la cineva am văzut că totul e bine și n-am mai comentat, așa că să știți că vă răspundem și vă ghidăm.
Fetelor, vă mulțumim pentru această seară. Am preconizat o oră jumătate. Noi, ca de obicei, ne sărim din timp, dar pentru utilitatea voastră, nu pentru că vrem să întindem timpul. Și este o plăcere să fim aici cu voi, pentru că nu am mai făcut-o în ultima lună, cred că Emma, doar luna trecută, un live ceva am făcut noi pe Instagram. Mm. Și timpul nostru la fel este foarte limitat, de asta atunci când ne întâlnim și noi savurăm la maxim și dăm tot ce este mai bun și voi la fel primiți tot ce este mai bun, pentru că alt timp ca să îl pierdem nu avem nici eu, nici Emma. De asta dăm tot ce este mai valoros pentru acest grup pe care îl avem de 360 de fete sau participanți, dacă sunt și bărbați pe aici, să nu îi luăm din vedere. Așa că luați și absorbiți și tot ce știm noi, învățați în această ediție de toamnă, care va fi diferită și aveți și ocazia să vă plătim noi 50% înapoi și voi să achitați doar 50% în 24 de ore. Ulterior, prețul revine până pe 15 august la 25 sau la cel normal pe care alții de pe online vor apăsa pe reclamă și îl vor achita. Așa că voi sunteți dublu norocoase și cu maraton de o lună de zile gratuit și cu 50% în buzunar. Acceptați toate, să zic, scuzele că am depășit timpul, nu știu, dar vă mulțumim pentru toate aprecierile și pentru toate mesajele și vă lăsăm să vă așteptați cu tema de acasă mâine dimineață. Mâine la 7 dimineața. Mâine continuăm treaba. Vă mulțumim și vă dorim o seară frumoasă. Dacă vreți să facem un screenshot, mai facem un screenshot de... Te aprinzi și fetele camerele? Fetele, cine poate să conecteze camera, să facem un selfie tot împreună? Așa. Prindem o poză de comună și le spunem tuturor seară bună. Seară bună și vă mulțumim. Așa, dar ne zici 1, 2, 3. Așteptăm din tâi fetele să mai conecteze și apoi Lia să ne spui 1, 2, 3 și noi știm. Ele se duc și tu o să rămâi fără poză. Ai făcut screenshot și cine este, este, cine nu, nu. Este. Este. Hai, le punem pe Facebook sau unde aveți voi planul și le lăsăm pe fete să odihnească că este târziu și acasă. Seară bună și vă mulțumim la toate. Seară bună. Pa, pa. Seară bună, pa, pa. Seară bună, Maria. Seară frumoasă, la revedere. Seară frumoasă. Și cine nu are idei de afacere, dacă nu vrea să facă social media, și cu idei de afacere o să iasă din ghidurile pe care le veți obține. Așa că să rămână înregistrat asta aici, Emma. Să ne scrieți în privat și o să găsim și pentru voi acea activitate care va fi mai aproape de voi.